Ediția 3-a din acest an a concursului de văzlit în canot că cu echipaje 10+1 a adus un nou câștigător față de anii precedenți. Dacă la primele două ediții cel mai bun a fost echipajul pescarilor din Gostinu, anul acesta echipajul pescărușii a beneficiat de un culoar mai bun și a bătut pe pescari. Noi campioni vor participa în weekend la finala națională a competiției ce se va desfășura în cadrul festivalului dedicat ecoturismului, organizat de Asociația Mila 23 sub îndrumarea lui Ivan Pațaichin. Echipajul nostru se va alinia la start sub culorile San Giorgio și va concura în clubului nautic cu același nume. Este a doua participare a clubului nostru la acest concurs și sper ca și de această dată să ne putem întoarce acasă cu un loc pe podium. Acum 2 ani, echipajul județului Giurgiu, format din pescari din Gostinu, arată locul 2 pe podium la numai 4 secunde și s-a mulțumit cu un onorant loc 3. Noi ne-am pregătit de-a lungul acestui timp aici pe canalul Sfântul Gheorghe, folosind embarcațiunile noastre. Sperăm că atunci când vom ajunge în canot ca 10+1 duminică, să fim la fel de în forță și să demonstrăm că un club mic poate face față titratelor echipe din Galați, Tulcea, Brăila sau alte orașe care au o tradiție mai veche în acest sport. Sperăm să ne țineți pumnii și să ne întoarcem săptămâna viitoare cu medaliile de la România, etapa națională. Astăzi dimineața, jucătorii astre și staful tehnic au plecat spre Olanda, în vederea partidei de mâine seară cu AZ Alkmaar din returul play-off-ului pentru calificarea în grupele Europa League. După 3-2 în tur, Astra are prima șansă la calificarea în grupe contra celor de la Alkmaar, deși tehnicianul Marius Șumudic a declarat că șansele Astrei sunt de 40%. În momentul de față, cred că ne-au crescut un pic șansele, am zis, la 40%, fiindcă dacă ne vor da gol 1-0, se califică ei. Noi mergem acolo ca să apărăm avantajul minim de la Giurgiu. Cu siguranță va fi greu. E o presiune mare pe jucători, dar și pe mine, după acest parcurs ireproșabil. Cei de la Alkmaar sunt puțin naivi, dar joacă acasă și au o foame mare de performanță, a spus antrenorul Astrei. Tehnicianul Astrei spune că deși Fernando Boldrin era în mare formă, acum are șanse mici să joace în meciul de joi, datorită loviturii de la cap din meciul tur cu olandezii. Mergem să jucăm fotbal și să apărăm acest avantaj minim. Va fi greu. Este o presiune mare pe mine și pe jucătorii mei. Sunt aproape de o mare performanță. Vom merge să jucăm fotbal și vrem să marcăm, a mai declarat tehnicianul Marius Șumudică. Unul dintre cei mai mari cronicari sportivi ai României este legat de Giurgiu și implicit de Astra Giurgiu, prin natura meseriei pe care de ceva vreme o practică. Mircea Maionescu, căci despre el este vorba, este de mai bine de 5 ani director al Teatrului Tudor Vianu din localitate, dar nu a renunțat nicio clipă la pasiunea sa pentru sport și mai ales pentru fotbal. Astăzi, cu Mircea Maionescu, despre Astra Giurgiu. Asta este pe val, este într-un moment foarte bun al carierei. Este o simbioză între antrenor, jucători și văd și staful organizatorii cu Daniel Coman, debutant în această meserie, dar iată, a venit cu înțelepciunea jucătorului serios care a fost o viață întreagă, iar Astra la ora actuală este cea mai bună formație din România. S-au supărat mulți, dar rezultatele vorbesc și mai ales fantastica forță ofensivă a echipei din Briza Dunării. Nu puteam rata ocazia să-l punem la treabă pe Mircea Maionescu cu privire la întâlnirea de mâine seară din Olanda. Mâine seară, între lalele, eu cred că Astra va câștiga, nu va face meșnul. Alkmaarul nu are decât 2 egaluri pe teren în campionatul olandez, iar pe teren propriu un singur punct duminica ce a trecut. Astra va câștiga și sigur, îmi veți spune, e suficient și un egal. Sigur, este și un egal. Dar nu văd ducându-se în Olanda doar pentru un egal. Nu a plecat acolo pentru un egal. Simte, echipa simte că poate spulbera mai toate redutele care au fost puse în cale și în cel mai rău caz va fi un meci nul. Interviul integral acordat de cronicarul sportiv Mircea Maionescu televiziunii noastre poate fi urmărit imediat după știri în ediție specială. Astra Giurgiu a intrat într-o săptămână infernală. Sper din suflet ca Dumnezeu să fie cu noi. Urmează marea înfruntare din Olanda cu AZ Alkmaar. Centrale periculoasă lui Bunescu și este gol!
Despre șansele calificării Astrei în play-off-ul Europa League, joi 27 august de la 19:45 de minute, la Giurgiu, înainte de toate. Pasă pentru Budescu, Enache fața morții, gol! Invitați la TV Giurgiu, jurnaliști sportivi, vedete ale fotbalului, fani din galerie. Aș da 5 ani din viața mea să mă calific. Joi de la ora 19:45 de minute, o emisiune moderată de Gelu Brebenel.